legea. Polițiștii din mai multe sindicate au anunțat că protestează față de înghețarea salariilor. Nu vor mai da amenzi pentru multe contravenții, inclusiv pentru purtarea măștilor. Vor da, în schimb, doar avertismente. Nu vor mai verifica nici persoanele în carantină sau izolare. În cele mai multe cazuri, avertismente verbale sau scrise. Contravențiile mai ușoare, vorbind de la centura de siguranță, folosirea telefonului mobil fără dispozitive hands-free. Sunt abateri pe care, în semn de protest, mii de polițiști ar urma să le treacă mai ușor cu vederea începând de luni. Patru sindicate au anunțat că membrii vor sista progresiv activități în semn de nemulțumire față de înghețarea salariilor. Iar înlocuirea amenzilor cu avertismente este doar primul pas. Polițiștii, după ce vor ieși din serviciu, nu vor mai interveni de acasă, așa cum se întâmplă în multe unități de poliție din țară. Și nu în ultimul rând vor refuza să mai efectueze activitățile pe care nu le-au în fișa postului, și aici vorbim despre verificarea izolațiilor la domiciliu, despre comunicarea deciziilor de carantinare-izolare. Iar dacă nu se ajunge la un consens, sindicatele anunță că polițiștii vor mai interveni doar la urgențe. Mai mult, tot în semn de protest, agenții vor face toate verificările cu mai multă atenție. Așa că vom petrece mai mult timp opriți în trafic la un control de rutină și vom fi întrebați și de trusa de prim ajutor sau de triunghiurile reflectorizante. Iar dacă nu le avem... Îi aplicăm tot avertismentul, nu e asta o problemă, dar cel puțin știm cum stăm din toate punctele de vedere cu autoturismul respectiv pe care l-am oprit. Totuși, nu vom putea încălca nestingheriți legea. În ciuda protestului, dacă alegem, spre exemplu, să nu purtăm masca pe stradă, există în continuare șansa să ne întâlnim cu un polițist local sau cu un polițist care nu Bună participă ziua, la protest. Bună ziua, agentele mele din cadrul brigăzii rutiere. Vă rog să-mi prezentați buletinul dumneavoastră. Și ne putem alege legitimați și cu o amendă. Dar nu toate sindicatele s-au înțeles între ele. Atât timp cât am vorbit cu ministrul de interne, cu omul ăsta nou care a venit și am stabilit că ducem dialogul la capăt, consider că la momentul ăsta suntem într-un dialog. Experții îi avertizează pe polițiști, protestul este ilegal. Indiferent de situație, dacă ei în mod normal ar fi aplicat o amendă acolo și acum doar pe simpla varianta faptului că vorbim despre un protest pe care vor să-l organizeze prin aplicarea de avertismente, aceste elemente constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu clar sunt toate prevăzute în faptele lor. Oficial, poliția dă asigurări că agenții rămân la datorie și vor aplica în continuare sancțiuni.